Seceta care afectează întreaga Europa are efecte dramatice și în România, bineînțeles. Cu cel mai mic debit din ultimele 7 decenii, fluviul Dunărea are acum aspectul unui râu mai mare. Scăderea nivelului apei a dus la apariția de insule în mijlocul cursului de apă, iar pe sectorul sârbesc, retragerea apelor a scos la iveală zeci de epave ale unor nave scufundate în al doilea război mondial. Odată cu scăderea nivelului apelor, localnicii din Serbia, Prahova, au văzut cum din apele fluviului au apărut siluetele a peste 20 de nave de război. Epavele aparțin unei flotile germane care a fost cufundată pe Dunăre în 1944. To ispred nas su ostaci drugog svetskog rata, odnosno posledica sukoba Crvene armije i nemačke ratne flotile. Tako da su iza sebe ostavili za nas mestane Prahova jednu veliku ekološku katastrofu koja nam preti svakoga dana unazad 78 godina. Oamenii din zonă nici măcar nu mai ies la pescuit. Se tem că în orice moment este posibilă o explozie. Mi ovde imamo negde sigurno oko 10.000 kg eksplozivnih naprava. Ne znamo u kakvom su stanju, da li mogu da eksplodiraju ili ne, ali ako jedna eksplodira, onda već možda prepostavite šta nas čeka. Nivelul în scădere al fluviului este vizibil cu ochiul liber și pe segmentul românesc al Dunării. La Zimnicea, debitul înregistrat este de 1800 de metri cub pe secundă, cu 2500 mai puțin față de media lunii trecute. În mod normal, în anii trecuți, aici unde mă aflu eu, era plin de apă, însă, așa cum puteți vedea acum în spatele meu, s-a format o insulă foarte mare, apa se vede în depărtare. Oamenii care vin aici spun că vin să facă plajă pentru că altă variantă nu mai au, iar asta pentru că a secat foarte mult Dunărea, iar pe jos au mai rămas doar nisipul și scoicile. Navele tranzitează cu dificultate acest sector al fluviului. Capitanii care se aventurează aici golesc încărcătura embarcațiunilor pentru a micșora pescajul și pentru a putea avansa. Localnicii spun că nu au mai văzut atât de puțină apă în Dunăre de mai bine de 2 decenii.